Acțiuni care au fost aplicate în ultimul timp în domeniul contracărării salariilor în plic și mai multe fenomene legate de această practică. Am constatat că acele acțiuni care au fost aplicate în decursul la mai mulți ani de zile nu sunt eficiente, respectiv ne-am propus să creăm un grup de lucru cu implicarea patronatelor, sindicatelor și a reprezentanților autorităților publice centrale ca să venim cu măsuri concrete de ordin fiscal, de ordin economic, cu stimulente pentru acei angajatori care achită corect salariile și impozitele la stat, dar și cu măsuri mai administrative de contracarare a acestui fenomen de achitare a salariului în plic. Având în vedere că inițiativa, deci de fapt s-au întâlnit doi vectori, și inițiativa din partea Guvernului și a primului ministru în speță, dar și a societății întregime, care este reprezentată pe această platformă și de patronate și sindicate, sperăm că în decurs de o lună de zile vom genera noi propuneri. Elementul de bază este politica fiscal-bugetară, care o schițăm pentru anii viitori. Deci propunem facilități fiscale pentru cei care vor achita, inclusiv măsuri pentru cei care lucrează la negru, pentru contracararea contrabandei, comerțul ilicit, care este un fenomen destul de pronunțat în economia noastră, dar și alte instrumente, inclusiv stimulatorii financiare și fiscale.